Bine v-am găsit la News Bites! Astăzi aflați care este marea surpriză pregătită de cei de la Apple clienților din Europa, descoperiți cum arată poșta viitorului în viziunea celor de la Amazon și cunoașteți noile modele de smartphone aduse pe piață de compania BenQ. Ce a anunțat în octombrie că se întoarce pe piața smartphone-urilor, compania BenQ a prezentat zilele acestea smartphone-urile unei noi generații, A3 și F3. Ambele modele și-au făcut loc printre smartphone-urile cu preț mediu de pe piață. Cele două modele dețin ecrane de 4,5 inch, 1 GB de memorie operativă și 4 GB de memorie internă, cu posibilitatea adăugării unui card microSD. În privința diferențelor, cele două smartphone-uri se deosebesc prin calitatea camerei, care e de 13 megapixeli la modelul F3 și de 8 megapixeli la modelul A3. Se deosebesc și prin tipurile de procesoare, ambele totuși având aceeași putere de 1,2 GHz. Astfel, telefonul F3 deține un procesor MediaTek, iar A3 un procesor Qualcomm. BenQ a dat deja start vânzărilor în Taiwan, modelul F3 fiind cotat la suma de $270, iar A3 la cea de $200. Ambele prețuri, apropo, sunt fără contract. Cei de la Apple au început să fie mai generoși cu clienții lor din Europa. Compania din Cupertino vrea să ofere clienților europeni posibilitatea de a cumpăra iPad-uri, iPhone-uri, MacBook-uri și alte gadget-uri în rate, fără comisiuni. Apple a încheiat deja contracte cu băncile din Franța, Marea Britanie, Italia și Spania, ceea ce înseamnă că cetățenii acestor țări vor putea lua rate produse Apple. Produsele care depășesc suma de $500 vor trebui achitate în decurs de 12, 24 sau 48 de luni. Din nefericire, nu se știe cât va dura această campanie și tot din nefericire, moldovenii nu se vor putea bucura de această facilitate. Să știți că și serviciile poștale se dezvoltă de rând cu noile tehnologii. Compania Amazon a prezentat noua sa metodă prin care viitorul apropiat va expedia colete prin aer. Amazon Prime Air este o nouă metodă prin care produsele cumpărate de pe site vor ajunge la cumpărător cu ajutorul unui dron. Acesta va prelua comanda și o va transmite destinatarului în mai puțin de o oră, prin zbor. Compania duce tratative la moment cu structurile de stat responsabile de aviație pentru a crea un algoritm prin care acești droni nu vor cauza probleme spațiului aerian. Noua metodă de expediere a coletelor urmează să fie disponibilă din anul 2015 și va funcționa pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Iar acum rubrica știri pe scurt. Samsung urmează să lanseze o versiune Galaxy Note 3 Lite. Următoarea versiune a popularului sistem Windows va apărea în 2015, având la moment denumirea codată Threshold. Skype dăruiește o lună de apeluri internaționale, atât pe staționar cât și pe mobil, pentru toți cei care se abonează la serviciul lor de telefonie, care va costa 10,50 de euro pe lună. Da. Acestea au fost noutățile zilei. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm sâmbătă la o nouă ediție a News Bites. Până atunci, ajutați-vă prietenii să afle și ei ultimele noutăți despre gadget-uri și IT, distribuind acest episod. Ach da, nu uitați să vă abonați la contul nostru de YouTube și să puneți like la pagina de Facebook a Starnet. O săptămână reușită, pe curând!